Peste 160 de elevi din 8 județe ale țării și-au dat întâlnire în orașul nostru la etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Muzică, organizată anul acesta la Liceul de Arte Ioan Ștefan Paulian. Elevii au interpretat lucrări din repertoriul muzicii clasice la pian, vioară, instrumente de suflat, chitară și percuție. Liceul de Arte din Turnu Severin a fost recent dotat cu echipamente moderne pentru elevi. Cu fonduri guvernamentale și bani de la bugetul local, municipalitatea a investit în achiziția de instrumente atât de necesare copiilor care se străduiesc să ne reprezinte orașul la cele mai înalte competiții naționale, dar și internaționale. Am interpretat o poloneză de Chopin, opus 26, numărul 1. Cât de greu ți-a fost să înveți această piesă? Unele pasaje sunt într-adevăr grele, dar dacă le studiez cu multă răbdare și pasiune, în primul rând, îți ies. Mă spumătesc cu Andrei Cătălin, voi cânta la pian și sunt un pic emotiv. Sunt din Târgu Jiu, în județul Gorj. Sunt un pic emotiv, dar vedem cum va fi. De ce ai ales pianul? Pentru că am găsit o pasiune. Prima oară am început să cânt la el, am încercat o melodie și mi-a plăcut. Și am continuat cu pianul. Ce piesă? Am venit cu un studiu de Chopin, Black Ace se numește, o sonată și o piesă de Grieg, Zilele de nuntă. Anul acesta, după o lungă perioadă de timp, Liceul de Arte Ioan Ștefan Paulian din Drobeta Turnu Severin găzduiește faza zonală a Olimpiadei Naționale de Muzică, un eveniment important pentru copiii talentați înscriși în această competiție, dar și pentru profesorii care îi îndrumă. 163 de elevi vor participa la această olimpiada noastră, prezentată de Liceul nostru de Arte, Olimpiada Națională, fază regională, într-adevăr, 8 județe. Au venit la noi în Turnu Severin, suntem împreună, concurăm ce mai bun se câștige. Am înțeles că pianul este cel mai vestit anul acesta. Da, dar întotdeauna a fost. Dar întotdeauna. Acum, într-adevăr, au venit mai mulți participanți și valorii că au crescut. Au crescut după pandemie, s-a întâmplat ca ei să aibă creștere, să fie implicați, să fie muncitori. Și se prezintă de sigur, din câte știu, conferința este destul de rapidă și puternică. În ultimii ani, munca elevilor de la Liceul Paulian a fost simplificată de faptul că școala a primit instrumente și echipamente noi de studiu, de la calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, până la piese de mobilier, bănci, scaune, catedre, un cuptor de ceramică și un pian performant, toate acestea necesare elevilor și profesorilor în activitatea lor. De asemenea, sala de festivități a liceului a fost modernizată cu fonduri de la bugetul local al primăriei. Apreciez foarte mult susținerea domnului primar și a oficialităților locale, pentru că să știți că fără dumneavoastră noi, instituțiile școlare, nu avem așa mult sprijin și mă bucur pentru dumneavoastră ca și școală că aveți susținerea autorităților locale. Avem încă două proiecte în așteptare, un proiect pe fonduri europene pe România-Serbia, un program pe PNRR, terenul de sport care este comun cu școala generală numărul 2 făcut de primărie în ultimii ani. Suntem pregătiți să primim oaspeți, suntem pregătiți să primim copii talentați și în același timp ne dorim ca elevii Liceului Paulian să fie printre câștigătorii acestei olimpiade. Muzica, desenul, ca și sportul sunt activități extraordinare, sunt activități pe care ne dorim să le susținem în continuare. De asemenea, Inspectoratul Școlar General sprijină astfel de inițiative demne de lăudat. Inspectoratul Școlar Județean Medinți a sprijinit, sprijină și va sprijini în continuare toate activitățile liceului, pentru că sunt frumoase și este de nevoie de un liceu de artă în județul nostru. Copiii au talente, iar talentele trebuie valorificate. Liceul de Arte din Drobeta Turnu Severin a primit astăzi oaspeți din județele Gorj, Olt, Dolj, Dâmbovița, Vâlcea, Argeș, Prahova și Mehedinți. Elevii calificați la această competiție vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Muzică, programată pentru data de 7 aprilie la Zalău.